Acesta este momentul pe care toți l-am așteptat, războiul dintre regate. Vom reuși să cucerim Ratopia și să ne întoarcem de unde a început totul. Stați pe final ca să aflați ce s-a întâmplat, dar nu uitați să apăsați butonul de like, doar așa am putea seama să postez și eu mai mult. Vă las cu episodul, vizionare plăcută! Ați ajuns, băieți? V-am auzit aici? Gata, gata. Suntem gata? Aici. Suntem aici. Hai, intrați. Intrați aici. Hai, ia zi, domnul Sinner, ce se mai petrece? Cum merge cu biserica acasă? Că... E groasă, băieți. E groasă. E momentul. E momentul. Da. Stai, momentul înțeles. La care mă gândesc eu și momentul ăla? E momentul ăla pe care îl așteptăm cu toții de săptămâni întregi, de zile întregi. Deschidem restaurantul cu burgeri! Yeee! Nu, nu, Luca. Nu, nu, nu. E celălalt moment. Noi? Și de ce ai cucerit practic Artopia? Ai uitat? Ca să facem pacea mondială. Nu, nu. Să facem burgeri? Să cucerim înapoi Ratopia, Luca, Luke și... Corect, asta exact, să spun. Exact. Okay, okay. Stai și noi, stai, fără glumă, noi chiar facem asta acum, gen, gata? Noi asta facem acum. Ai uitat că am vorbit despre chestia asta okay. Și că azi era ziua. Astăzi era... Ok, ok, da, îmi pare rău, nu prea sunt cu timpul cu asta, cred că e săptămâna viitoare. Mă rog, da, suntem pregătiți. Care e planul? Ai făcut planul? Planul este făcut. Îl planul fac este de când făcut? Am fost alungat din Ratopia. Planul este făcut de foarte mult. Mamă! Și aș vrea să mă lași pe mine să coordonez treaba aceasta. Pentru că, cum să zic, cred că am experiența cea mai mare. Ia! Părinte! Un preot cu... Bă, Luca, eu ți-am zis că ceva e dubios. Da, da, da. Și aș vrea să coordonăm împreună acest război. În primul și în primul rând, cred că trebuie să-i anunțăm și pe restul. Am înțeles că i-ați adus pe toți în Ratopia. I-ați lăsat la Han, nu? Și nu le-a dat nimic. Am vorbit cu, i-am adus pe toți, cum ai zis. Dar stai două secunde, că trebuie să am o ședință cu Boto înainte, nu? Ia, vino Boto un pic, vino cu acea așa. Ven. Ce ședință? Avem încredere în Sinner? Da, numai că nu ți se pare dubios că era părinte, stai. Ok, avem încredere. O, Sinner! Trebuie să renunți dar... și la crucea aia de la gât, că nu-i voie în halul ăsta. Ai dreptate, că o să fie niște victime, da, gata. Deci noi chiar mergem la război astăzi, gen, pe bune. Dar poate nu va fi război, v-ați gândit la asta? Poate, mamă, ce nu trebuie să ne batem. Nu, okay, bun. Bun, haideți să mergem să-i anunțăm și pe restul, sunt toți la Han. Nu vreau să le ziceți nimic până nu intrăm în castel să nu se panicheze, ok? Deci trebuie să le spunem totul acum? Bă, cred că lăsăm pe Sinner să o zică mai bine. Da, cel mai bine, Da, planul este deja făcut, ei trebuie doar să asculte noi de noi. Noi putem să revin niște burgeri? Da, putem și noi niște burgeri înainte. Bună ziua! Ceau! Bună ziua! Bună ziua, mă bucur că sunteți mamă burgeri. Pentru că am nevoie de voi urgent la castel. Eu împreună cu împărații avem nevoie să ținem o ședință urgentă. Pentru că urmează, știți voi ce urmează, nu mai zic. Porto, dintr-o dată. Ce urmează? Nu știe nimeni, am să-i anunț. Portocală? Păi parcă n-a trecut mai devreme. Are sens. Nici n-am nevoie de portocală, vă zic sincer. Haideți toți în castel pentru că a venit ziua. Nu cred că sunt pregătit de asta, nu te cred. Mă bucur că ne-am strâns astăzi în număr foarte, foarte mare. Nu suntem chiar toți, cred că unii s-au mai pierdut în... Să fim cei importanți. Suntem cei mai importanți. Cei de bază. Exact. De bază. Păi de bază teoretic suntem noi. Ia fiecare câte un loc și împărații, chiar aici v-am... A venit pe canapeaua regească. Da. Haideți. Nu toți. Ok. Suntem toți aici, luați un loc, vă rog frumos. Băieți și fete, este ziua cea mare și nu știu dacă aveți habar ce urmează să se întâmple. Da, nu cred că știi nimic. Nu. Ok, ideea este că vom deschide primul restaurant cu burgeri din... Asta credeam eu, dar apare nu facem asta. Ok, zi tu, Sinere, continuu, scuze. Ia burgeri și stai jos, te rog frumos, Rio. Hai să nu ne mai mișcăm. Așa, bun. Deci astăzi este ziua cea mare pentru care ne-am pregătit multe zile. Și nu sunt pregătit. Eu nu sunt pregătit. Este ziua în care o să recuperăm Ratopia. Banii mei. Nu mai sunt împărat, dar e ajutorul împăraților. Da. Nu mai sunt împărat, dar am pregătit acest plan și cred că împărații o să mă lase să coordonez cât de cât această mișcare. Nu lăsăm. Glumesc. De acum, în 24 de ore, Artopia împreună cu Regatul Burger o să cucerească Ratopia. O să atacăm Ratopia, o să începem războiul și o să-l câștigăm. Și planul este ca la final să fim toți Ratopia. Deci la final nu o să mai existe nimic, o să fim doar Ratopia și o să fie a noastră din nou. Ce părere? Da.
Sună bine? Da, sună da. Genial. Bine. Mă bucur să aud chestia asta. Ei bine, o să vă lăsăm 24 de ore să vă pregătiți, iar mâine la aceeași oră o să pornim cu toții spre Ratopia. Planul este în felul următor. Va trebui să vă luați fiecare câte un arc să vă pregătiți. Gata! Arcuri, de gata, burger, aia zic. Mere de aur, scuturi neapărat, vă trebuie neapărat scuturi, blocuri de construcții, fiecare câte un pat. Aveți nevoie de un pat la mamă voi și o sabie și armură. Desigur, da, toată lumea are armură deja. O să atacăm Ratopia dinspre vest, adică dinspre castel vest. Și o să începem cu castelul, să cucerim castelul. Ce părere aveți? Ăla e cel mai important, ah, da. Cel mai fain plan. Cel mai okay. Bă, pentru că dacă noi zic că e super ok, castel, dar nu știu ce e putem să cucerim mai departe mult mai ușor și cam acesta. Nu știu ce e cu Ratopia aici. Deci de acum 24 de ore mergeți, pregătiți-vă și o să ne întoarcem cu toții înapoi în Ratopia. Ok. Întrebări? Hai, Vezi că nu plouă afară, gen. Cere mă portocală. Cred că portocalul o să rămână acasă, sunteți de acord? Da. Păi nu e el invitatul special. Poți să rămâi acasă mai bine. Vreți, chiar vreți să vă zic? Da. Ok, până vă pregătiți voi, eu o să merg în explorare, mă rog, în căutare. În căutarea domnului Nociv. Pentru că... Am înțeles, haide. De când a părăsit Ratopia și o să îl rog să ne ajute, mă rog, practic mi-e dator și o să ne ajute, nu-mi da cu dăstea cu suspicioase, o să-mi fie dator să mă ajute și o să fie de partea noastră să fim cât mai mulți. Deja sunt destul de mulți, dar nu strică încă o mână de ajutor. Ce portocală? Porto e ok? Mă, nu știu ce se întâmplă cu el, habar n-am, se Porto. De colo, colo. Asta face de obicei. Bun, hai, toată lumea, pregătirea, eu o să mă duc după Nociv și o să mă întorc. Perfect. Hai că nu mai avem ce face. Ok, Boto, deci aparent ziua asta a venit mai repede decât mă așteptam, da. Și nu pot să cred că se întâmplă, dar astăzi aparent chiar facem asta. Adică noi chiar o să mergem să cucerim la Ratopia. Da, numai cred că ar fi trebuit să fie mai comunicat mai din timp. Mai ales că eu nu cunosc Ratopia, nu cunosc, nu știu. Bă, o zis ceva de castel, chestii, nu știu. Mi se pare că noi avem o alianță foarte puternică. Adică, pe bune, nu cred că ar trebui să ne facem griji. Eu zic că e ca și câștigat războiul. Zici tu? O să fie mult eu mai nu știu pe ceilalți. Bă, ideea e că gen, eu din ce mi-aduc aminte de când m-a dat Nociv anul afară, oricum Ratopia mereu a fost așa, adică dă oameni afară, de Ratopia au fost și mai mulți exilați și chestii de genul. Eu cred că oricum ca număr suntem mult mai mulți decât ei, adică nu știu cât sunt ei, dar mă aștept să fie mai mulți, cel puțin. Acum nu știu ce să zic, pentru că e și tipul ăla Sami cu cartofii care s-au băgat cu băiatul cu cartofii, păi ai zis că... Da. Afară! Luca, să-mi dai voie să mă juc din ei, că nu mai merge așa, gata, bă, acum sunt pornit, nu știu gata. Cât o să fie. Nu știu cât ce o să fie, dar eu zic că avem șanse destul de bune, acum, mă rog, și cei din Ratopia au arme, abilități, chestii, nu știu, vrăji, nu știu ceva. Bă, nu știu. Adică tu îi știi. Nu știu, eu, bă, gen, din ce văzusem data trecută, erau ceva cu vrăji și mai multe chestii, acum, nu știu ce o să întâmple, poate o să-i prindem pe picior greșit, știi ce zic, că ei n-au de unde să știe, practic, o să luăm prin surprindere și chestia asta o să ne ajute cel mai probabil și eu zic că o să fie bine, acum habar n-am, dar până la urmă pentru chestia asta de aici a plecat totul, adică toată lumea vrea să cucerem înapoi Ratopia pentru că de aici a plecat totul, toată lumea să tăia Ratopia înainte și acum ar trebui totul să se transforme în Ratopia, inclusiv locul ăsta, adică îți dai seama că și regatul ăsta o să ajungă Ratopia cumva, da, și tot o să fie Ratopia gen cum ar veni și o să fim probabil, bă, cel mai probabil cred că o să fim trei conducători, cred că o să fim eu, tu și Sinner și o să ne luăm fiecare o bucată din Ratopia. Eu așa mă gândesc că păi o să fie cel mai probabil. Băiatul cu cartofii, doar nu îl putem da afară, ce se întâmplă și cu el? Cum adică direct în pușcărie? Cum? Nu, stai că nu era vorba. O să controlăm noi tot botul, uite și tu, avem d-astea de bedrock, adică pe bune, mă, cine a pus un WC-ul aici totuși? Aici o să Sinner. Da, mă rog. Da, ideea este că eu zic că avem șanse destul de bune și în sfârșit punem capăt la toată nebunia asta, pentru asta. Bă, ne-am pregătit atât de multe clipuri și zile și nopți. Da, dar eu nu prea sunt pregătit, asta... Luca.
suntem foarte pregătiți, Boto, nu-ți mai face griji, ok? Doar du-te, bagă și tu un somn să te relaxezi un pic, să nu te mai gândești la chestia asta. Odihnește-te, pentru că mâine o să fie o zi mare și mâine zic eu că o să fie foarte, foarte lejer, o să-i, o să-i rupem pe toți, n-au nicio șansă împotriva noastră. Eu așa sper că va fi, dar totuși, dacă nu o să funcționeze planul. L-am văzut că cumva el încă e așa, nu știu, obișnuit cu puterea, vezi că zici că era așa cam... Mie mi s-a părut ceva dubios. Acum. Da, mă rog, eu zic să lăsăm, că el știe să conducă mai bine oamenii ăia decât știm noi, știi ce zic? Adică, da, mi se pare că ai văzut că și când a zis prima oară, toată lumea a zis că da, bine, cel mai șmecher împărat sine și chestii de-astea. Eu zic să lăsăm pe el să controleze toată situația. Noi n-ar trebui suntem să vorbim peste el ca și cu oamenii noștri. Păi da, dar n-ar trebui să vorbim cu oamenii noștri în caz de ceva nu funcționează conform planului, dacă ajungem să ne batem contra Sinner, nu știu. Știi ceva, oamenii care ne sunt nouă loiali o să ne fie și după, dacă o să fie vreun caz de genul, dar eu cred că nu o să fie cazul, pentru că o să fie gen, o să avem foarte multă împărăție după, adică o să fie ratul peste tot. Nu cred că o să fie faza de bătaie, pentru că nici măcar un singur rege nu poate să controleze atât de mult. Gândește că o să fie toate regatele într-unul singur, adică oricum cred că o să intrească mai mulți regi. Cel mai probabil o să rămânem noi și Sinner sau nu știu, o să vedem după, dar e ok. În sfârșit o să întoarcem în Ratopia, unde toată lumea dorea să ajungă. Eu nu prea știu cum e, dar totuși da, am pregătit, uite, am arcul pregătit, am sabia, am mâncărică, vrei mâncărică? Uite, aur, okay, nu. Eu am și eu mâncărică, am de toate, sunt și eu pregătit. Ai și chestii de asta? Năsos de asta ai? Nu ai? Năsos de ăla? Bă, am și eu prin chestia, am în ce trebuie să mă duc să-l ia, dar... Și scutul, locu! Relaxează-te, trebuie să mă duc și eu să-mi fac echipamentul, să mă pregătesc. Păi nu știu, poți să stai cu mine, dar mă gândeam că poate vrei să, na, să te relaxezi, că te-am văzut că am stresat, sincer. Păi da, Luca, dacă e ultima dată când ne vedem. Nu e, bă, ultima oară când ne vedem, stai liniștit, ok? Dar hai să vedem, hai să mergem, că am văzut că s-a făcut ceva fierărie, parcă? Da, eu am făcut. Adică, tu ai făcut fierăria aia? Hai să mergem să faci și noi rost, dar mie îmi trebuie un scut, îmi trebuie mai multe. Ai emoții, Boto? Am emoții groaznice. Ușor, 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 hai. Bă, nu poți să spune, Luca, nu. De ce semănați atât de mult? De ce sunteți atât de... El e fratele meu pierdut. Nocivane, mă, mai ții minte? Ceau, Noci? M-ai dat afară din regat după ce te-am ajutat să iei regatul? Nu te-am dat afară, gata, Luca. Gata cu de-astea, e de partea noastră, da? Ok, noastră. Bine ai venit. Nu te-am dat afară, Luca, nu știu despre ce vorbești. Da, ok. Ar trebui să ne facem greși. Uite-și pe domnul portocală, uite-și pe domnul portocală, dar el nu o să vină la rând. O, să trăiți domnul portocală, uitați niște carne dacă vreți de porc. Da, cred că nu. Nu cred că el nu e în apele lui azi. Nu cred că se simte bine. Dar nu el e Boto, Nocivane, e fratele. Care a dat salutare, Boto, salutare, Boto. Ciao, Nocivane. Ia să vedem dacă Luca, deci din nou, nu ți-am dat eu afară, nu știu care e treaba. Mă, ce se întâmplă la hot? Ia vedeți pe cine am adus. Mamă, Horto. Ia vedeți pe Luanu. Salutare. Salutare. Nocivanu. Uitați, ia, ce bucuroși sunt. Mamă, nu le pot lua de jos, bă. Război. Bă, ce cu atâta gălăgie? Deci Nocivanu s-a întors și este de partea noastră. Aș vrea să-l ajutăm cu niște iteme pentru război. Da, e cam sărac, sincer. Da. Dar unde a fost Nocivanu până acum? Fără de-astea. Viața la fermă. La fermă până acum, gen, asta a fost tot gen, cred că ai tu un regat ceva, nu? Oh, uite, domnul Nocivanu. Nu. Deci aș putea să vă povestesc foarte rapid ceva. Ideea este că eu am trăit într-un sat cu o grămadă de săteni, a fost totul chill, am stat, m-am relaxat, deci eu vreau să fie pace, de asta am venit să discutăm aici. Nu există pace, există doar război în momentul. Am o întrebare, noi știm cine conduce Ratopia acum? Mamă, da, chiar vi se pot puteți. E pace! Nu, război. Domnule, e pace! E să fie război. Păi stai, măi, și cine conduce acum Ratopia, gen? Am aflat măcar cine, conduce Ratopia? Cred că... Ce e portocala acolo? Cred că Marius Costin a fost lăsat de către Nociv, da. Ideea este că ar cam trebui să ne îndreptăm cu toții spre Ratopia. Toată lumea este pregătită. Mamă, că nu sunt pregătit. Da. Aoleu, cred că trebuie să mergem mai repede. Mamă, ce pute, mă, așa.
Ok. V-ați luat scut, v-ați luat... Nu, am uitat de scut. Aoleu. N-am scut, am scut. Ce-o vreau? Pat, pat, toată lumea trebuie să... Da, 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 da. Avem și pat, avem și toate. Blocuri de construcție aveți. Da, 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 da. Blocuri de construcție am, da. Bun, perfect, bun. Păi suntem pregătiți. Mamă, eu trebuie să apăr pe Luca. Nu pot să cred că facem asta. Cine-mi deși un scut, un scut și un pat am nevoie. Un scut, un scut, un scut. Ce vreau? Gata, se rezolvă. Bun. Haideți să mergem încolo și o să ieșim, o să ieșim prin partea de est. Am scut sau bine? N-am scut, ok. Am înțeles. Haideți, haideți. Haideți. Faceți linie. Haide. Mamă, și chiar nu aștept momentul ăsta. Bă, de ce vine Zeri din partea aia? Ce? Zeri? Zeri, tu nu erai cu noi, gen? Zeri? Zeri? Ce s-a dus în față, mă rog? Bă! Nu știu care față cu Zeri. Bă! Ia ce se întâmplă acolo? Bă, ce e asta, brădere? Bă, ce e asta? Ce e fain e chestia asta? Uite, uite, în stânga, cred că putem intra prin stânga. Ia. Și acum? Da, luați-vă armele, luați-vă armele, scuturile, toată lumea. Scuturile. Scutul, scutul și armele. Hai, măcar să stăm toți aici. Ia! Asta a scut scutul! Mă, de... Cine ne-a trădat, mă? Cine ne-a trădat? Vreau să vorbesc cu regele! Vreau să vorbesc cu regele! Bă, ăla-i Sinner, bă! Care e băiețele de aici? Nu, nu, liniște, liniște, liniște. Nu mai țipați, nu mai țipați că nu ne auzim. Ce vrea mă ăsta? Deci, am venit aici și voi declara război Ratopiei. Aveți așa repede. Variante. Ce război, ori... mă, nu vezi că suntem pregătiți? Bă, nu știu de unde. Nu prea pareți. Nu prea pareți pregătiți. Bă, nu da. Hai, bro. Am două variante pentru voi. Ori vă predați în momentul acesta și lăsați Ratopia. Așa. Așa. Sau ne batem până rămâne ultimul. Stai puțin, stai puțin. Bro, dar tu nu cu o săgeată spre nociv. Să iau eu puțin cuvântul în locul lui Marius Costin, dacă îmi permite. De ce el e regele? El e regele, îți dai seama, regele, verișoarele mele. Fii atent, vă duceți puțin mai în spate, uite acolo, vezi cobblestone-ul ăla de acolo, Luca? Sau băiatul ăla cu burghir? Lasă și tu ăla, până la cobblestone acolo, du-te până la cobblestone. Până la cobblestone. Ce vrem ăsta? Ăsta e cartoforul. A, ăsta e băiatul cu cartofi, ăă? Mai în spate, mai puțin. Ce vrem, mă, că nu vrea să ne trimit acasă, mă? Numără până la 5. Nici nu știu să număr până la 5. Care-i faza? Ia, nu-i bine! Nu te cred. Ia, bă, la ei. Scoate scutul, fugiți, dați-vă înapoi. Hai. Ce clar. Ok, trebuie să facem... Băgați-vă să construiți, e mare război aici. Mă, dar cine, de unde știa? Hai, de unde știa? Cine a siponat? Cineva a zis, da, cineva clar a zis. Faceți repede, cu blocuri, cu chestii. Hai, că mă bazez pe Luca. Ce face, mă, Nocivanu? Bă, Nocivanu s-a dus acolo să vorbească cu ei, nu știu ce se întâmplă. Mă, ce se întâmplă? Nocivanu a rămas acolo. Dar ce se întâmplă? Nociv, ce faci? Doamne. Hai, Luca, și tu. N-am cu cine, am încercat. Hai, mă, faceți aici o bază repede. Hai că eu n-am nimic, băgați acolo. Bă, dracu, săgeți. Da, stai că le dau eu război, nu e problemă, stai așa. Ok, trebuie să înceapă războiul, că apare în pace. Hai, Nocivane, poate faci vreo glumă să ne trădezi și hai, trăiți, ar că le dăm. Sincer. Nu știu ce, s-a dus să vorbească. S-a dus să vorbească cu ei. Nu știu ce. Eu ți-am zis că nu o să fie de acord. Ai avut dreptate, ai avut dreptate. Au, au, au. Încață-și sufletul. Băgați-vă un măr de aur. Mamă. Băgați-vă mere încertate, dacă vreți, vă dau aici. Dați-vă să-mi pui și-o patul. Gata, bun. Și trebuie să avem undeva să tragem cu arcul. Da. Sus, veni ce... Aici, aici. Ah, perfect. Mamă, ce e aici de paturi? Da, vedeți ce și-au făcut? Hai. Păi erau pregătiți, mă, știau dinainte de la cineva, dar nu știu de unde. Stai așa, faceți-mi o platformă să nu cădeți. Și țineți paturile apărate. Păi cine-i trădătorul, întrebarea? Trebuie să mergem mai aproape, da. Loca, hai! Ia să nu vă până acolo, ești nebun, hai, vino cu aici putem. Hai pe parte așa. Eu cu... Da, eu sunt cu Sinner. Hai, așa, aici. Hai, fă-ți înconjurați. Încercați să avansați. Mamă, hai. Bă, nici nu-i văd. A, uite. Hai de... Oh, what, Trevor? Mamă, ce se dă? Nu-i bine. Wow. Ce se întâmplă, mă? Da, sunt bine. Băgați mere. Mamă, cât damage, Trevor? Bă, dar nu înțeleg. Loca! Nociv, tu nu vezi cum... Să aveți grijă. Da, stai așa.
Boto, Boto, hai să ne apropiem noi, mai aproape, hai că mi-ai dat una doar. Vin, vin, vin! Hai așa. Ok, fii atent. Vezi că au ținta pe noi, Luca. Nu, 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 că nu ne-au văzut. Fii atent, avem noroc cu dealul ăsta aici. Hai să-i luăm mai așa, dintr-o parte, că sunt ocupați cu noi ceva. Ok, hai. Nu ar fi trebuit să luăm și pe Sinner. Stai așa. Bombe, are cineva bombe? Nu cov, nu cov, nu cov. Vin. Bombe. Uite-l aici! La mine! Hai, Luca! Atacă, de pe el! Direct cu el! Deci mergem cu sabia, mă! Mamă, ce e aici? Nu înțeleg! Bă, sunt lângă noi! Ia, uite, la mine, unul aici! L-am prins afară! Mă, mă! La mine! Hai, că le dăm repede! Hai, mă, te nu mă face! Hai! Prima victimă! Ok, hai! Mamă, ce mă împinsă! Cine, bă? Sami, o să regrești! O să mă prefac, că nu te văd! Bă! Nu! Sinner! Hai, dă cap! N-are cineva! Salut, bă, te ce zici! Ciao! Mamă, nu-i bine! Nu-i bine! Și vă să spargem zid un TNT ceva! Nu-i bine! Are cineva TNT? TNT are cineva TNT! Mamă, trăieți, ar ce-i aici? Uite, mă! Uite pe Mateescu! Dați pe Mateescu, că nu are armură! Luca! Unde ești, Luca? Dă-te cu bombe, dă-te cu bombe! Are cineva praf de puștă? Hai, Luca! Da. Hai, ajută-mă aici! Mă, ce fac, mă? I-am dat una lui Robert, okay. Nu știu ce am făcut. Hai, deja avem avantaj de un om, au murit. Mamă, bă, da. Ia uite-l, mă, da. Hai. Mergem cu ei. Hai. Luca! Sinner! Stai așa că eu le dau bine, stați așa că... Mamă, că nu-i bine. Uhu! Luca! Dă-te-o alea că înapoi, Luca! Dă-te-o alea că înapoi, Luca, pleacă! Mă, Foși, uite, lașule, trădătorule. Hai, bă, Dani, bă. Nu te mă de aici, bă, nu te mă de partea mea. Mamă, că am dat și în Sinner. Mateescu, în spate, că e trădătorul ăsta de Dani aici în spate. Te-apăr eu. Ce se întâmplă? Cine? A murit Rio. Uite, bă, la el. Nu, stai în spate. Bă, frate, bă, uite, mă. Bă, care? Ia uite, trădător. Uite, trădător. Mamă, că nu mai înțeleg care cum suntem. Hai, dai! Bă, m-a zburat! Ce mi-a dat, bă? Ai grijă, Luca! 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 Bro, sunt mulți! Uite, vin aici! Luca! Dă-o cu mine dacă mamă, ce e asta, trăiei, var? Stai așa că nu-i bine! Wow! Hai, de viață, mă! Sunt aici, Luca! Mamă, ce-i aici? Mamă, a trimis de lume! Uă, ce-i aici, bradere? Uite, bă, la al meu, bă! L-am luat pe Boto! Încă poți să te predai, să știi! Delila, te lopate! Hai, repede! Încă poți să te predai! Ia uite pe Mateescu! E mort aici! Hai, e mort Mateescu! Repede, să le dăm! Ce-i aici? Uite, bro, ce dă Dani, bă! Mamă, că nu știu care e a meu, care nu e a meu. Mamă, că damage, bro! Mamă, că nu-i bine. Uhu! Luca! Ciao, no, ce? Ce faci, no, ce? Mamă, no, ce nu ne ajută? Mamă, că toată lumea a dat în mine, trei vară. Mă omoră Sinner, bro. Mamă, că nu știu care e cum e. Mamă, că a dat și în mine. Bro, lăsați burgerul!
What? Adică, mă, unde s-a dus? Câte aici? Nu, unde? Nu știu! Cred că a murit. Doamne. Da, a murit? Da, cu... Cred că a dispărut așa? E n-ai cu mai. Mamă, ce-i aici, frate? Ia la upă, la upă, aici. Tu, nu, adu-te, trece-l cu aici. Uite, mă, și pasă! Hai, Luca, hai pe Dani! Renunță! Nu, deja câștigat la mine, unul la mine! Stai, Dani, că noi putem vorbi! Da, normal! Pe Luca! Pe, da! Totuși, stai! Hai să nu mai dăm! Hai să nu mai dăm! Uite, bine, perfect, noi dai. Ok, hai îl lăsăm, da, bun, uite, îl lăsăm pe ei. Bă, stai, Sinner! Tocmai ce mi-a făcut prieten! Mamă... Nu mă bagă, e lupta lor. Niciodată cu mafia ta. Mamă, ce e aici? Și Costin, haideți la mine. Mamă. Băi, cum adică, haideți la mine? Ce înseamnă asta? E război? Luca! Unde-i Luca? Cipane, nu există cale de mijloc. Ce vrei, mă, Nocivan? Uite-l, bă, pe Luca. Așa ziceam și eu. Te-am bătut atunci. Luca! Ce faci, Luca? Hai, aici. Ajutor. Mă, stați-vă puțin, că nu auză, pauză. Stai să folosești pe pauză. Pauză. Mamă, ce e aici, brother? Să cedeze Ratopia? Nu, Sami este de acord să vorbim. Nimeni nu cedează nimic. Vă rog, Sinner, Luca, Costin, Sami, toate căpetenile, veniți aici, vă rog să vorbim puțin. Murit, mamă, trăie vara. Luca, ia veniți încoace. Uite, au murit toți. Da, e jale, au murit și de la noi. Uitați-vă că pierdeți oameni și deoparte și nu trebuie să vorbim. Bă, gata, ia. Nu știu, nu știu ce să zic de chestia. Rog, nu noi am venit cu ideea războiului, deci... Ce se întâmplă? Rog împărații să vorbească între ei. De unde a apărut portocal în primul rând? Mărdo era supărat! Ce caută portul aici? Cum a ajuns portocal aici? Ce se întâmplă? Portocal ai fost în vacanță? Liniște. Ia. Ce se întâmplă? O, vă place ce ați făcut? No! Nu! Nu am făcut nimic, adică... Nu chiar! Mi-e place războiul. Bă, adevărul e că am murit cam mult, sincer. Da. Asta e puțin așa. Da, voi l-ați început, adică voi ați venit la bătaie. Da-și mă cap de cartofi. Tot a început din anul acela, m-a dat afară din Ratopia, adică vreau și eu să stau înapoi aici, în satul meu. Ok. Păi nu mă primea asta că veneam pur și simplu și zicea. Linite puțin. Ia zi, portă, zi ce vrei. Bă, nu, eu-l bat. Gata. Băi, lasă. Bro! Loca? Nu te cred? Dumnezeu! Nu înțeleg ce se petrece. Lasă să vorbesc. Nu se poate. Zi, portă, ce nu cred? Eu zic să începem un tratat de pace. Bine! Nu știu. Niciodată în Ratopia înapoi. Și unde sunt armurile și itemele noastre? Ce se întâmplă? Asta e faza, că nici eu nu înțeleg. Toate itemele. De ce? Ok, de ce tratat de pace propui să facem? Că ei nici măcar nu ne primesc înapoi în Ratopia. Și noi avem dreptul să fim în Ratopia. Sinner a făcut Ratopia de la început, de la zero. Așa, exact. Un drept de vot. Pentru ce? Un vot? Pentru ce? Pentru un împărat al tuturor gregatelor. Nu. Portocală! Împăratul ăla o să aibă grijă pe toate împărățiile, gen, și o să ne lase să stăm și aici? Adică o să aibă toate? Ești de acord? Bă, sincer. Nu știu ce să zic, că nu prea să ne unim. Sinner ăsta cu roba asta lui pe el așa. Costine, tocmai am rămas fără nimic. Da, nu mai avem mai tâmpit. Da, trebuie să recunoști că ar fi plictisitor să ne batem cu mâinile goale.
Nu știu, ceva e dubios. Cred că n-ar trebui să vă... Și portul de asta a fost așa tăcut. Da, nu știu cum a întâmplat, măi. Ce e aici? Mamă, de când am mai fost la oamenii castelul ăsta? Mamă, acum chiar umplem locurile astea prima oară. De când am mai fost aici? Bune, pe bune, de când am mai fost aici? Ok, ceva mi se pare dubios. Mamă, cum arată. Domnul portocală? Eu nu mai am loc. Aș avea niște întrebări. Este fel de urcă înainte. Salut, bune. Ce fain. Ok, deci dumneavoastră pot să te ia uite pe aia, bă, în ultima bancă. Ia, gata, mă. Suntem a doua bancă. Bun, am o întrebare, domnul portocală. Deci dumneavoastră propuneți să ne unim toate regatele, dar noi ne dorim să ne întoarcem în Ratopia, dar nu este posibil acest lucru, pentru că nu ne primește din Ratopia. Cine a zis? Am ceva de spus. Spuneți, domnul Bustin. Ați venit să discutăm, să cădem de comun acord dacă puteți veni sau nu în Ratopia? Nu, că știam că nu mă primiți. Păi nu ați venit să discutăm, ați venit direct: noi facem război, noi facem război. Păi da, dar câți oameni ați exilat voi din Ratopia? Că Ratopia a exilat pe toată lumea, e singurul regat care a avut 20 de oameni exilați. Păi normal, pentru că au fost numai trădători peste trădători. De fapt, Nociv ne-a exilat, nu Costin. Eu nu l-am exilat pe Luca, doar pe tine, Sinare, și ai decis tu să faci un alt regat. Păi că am vrut să... Păi și-o loc, cum a ajuns exilat? Ai fost exilat doar câteva zile, Sinar, puteți să te întorci după. Păi și mie îmi zici asta acum, mamă? Păi și Luca? Păi stai, mă, dacă tu, nu tu m-ai exilat, atunci Dani, de ce mi-a zis că l-ai pus să mă exileze? Exact. Dani, ce face acolo? Uite, bă, la el, bă, de fapt, Dani, mă. Uite, bă, la el. Las Vegas din cauza ta. Scuze pentru asta, Dani, ca să intrăm. Deci tu ai băgat aici, Ruica, și din cauza ta am plecat din dragacea burgării. Deci Dani l-a exilat pe Luca. Cereți scuze, Dani, pentru chestia asta, te rugăm. Dani, îmi cer scuze că l-am exilat pe Luca. Scuze acceptate. Uite, Nocivane, dacă te enervează cineva, s-o cer scuze. Vreau scuze lui Dani. Deci, îmi cer scuze de Dani. Dă-și-mi. Bomba! Mamă! Haideți înapoi să votăm, bă, ce mă bucur în sfârșit, dar să putem conviețui împreună. Poate o să ajute asta. Gata cu războaiele, prea multe războaie. Gata. Să păstrați liniștea dacă nu vreți să decurgem la violență. Iora mesei. Vom, Doamne. O să propun un vot. Să votați cea mai înțeleaptă persoană care ați dori să fie împăratul tuturor regatelor din Ratopia. Ok. Luca. Ok. O să vă dau câte o carte la fiecare și după ce o să votați, îmi dați mie cartea. Ok. Are sens, okay. Da. Fărina. Pe cine votați? Bine, mi se pare portă de fapt. Nu știu. Da. Wow. Da? Să punem toți nu aici. Pot să cred că am ajuns aici. Hai, toată lumea aici. Respect. Bă, m-am pus din greșeală. Bă, ce ai făcut? Ok, și o să votăm, hă? Azi, nu? Cine e împăratul? Da, o să ne spuneți azi, domnul Porto? Da. Stai să așteptăm. După 24 de ore de la vot, o să vă spun. Chiar sunt curios. Cine credeți că o să iasă? Bă, votați și hai să ieșim. Hai să ieșim, să nu mai facem. Deci votați cu mare înțelepciune, vă rog. Gândiți-vă care ar fi cea mai potrivită și cea mai corectă persoană. E anonim. Haideți să votați. Eu nu am pe cine.
Pe portocală? Păi și mie mi se pare ce mai puternic în momentul de față. Mi se pare ceva dubios. Ce Dumnezeu n-ai văzut? Eu nu l-aș pune împărat, că la ce puteri are, ar putea folosi puterile dacă se supără odată. Păi nu, pentru că stă liniștit, n-ai văzut până acum cum o stat. S-a enervat doar în momentul în care noi nu l-am ascultat și am făcut războiul ăsta. Mamă, Sami și cu tiga aia, bro. Tuturor chestiilor ăsta de la început. Aha. El practic știa tot ce se întâmplă. Atunci îl vot pe el, n-ai eu știu ce. Bă, nu știu, să vedem ce este la vor, la urmă. Ok, ok. Păi și asta înseamnă că ne mutăm. Stai că vine Cristinel. Ne mutăm. Gata, ne mutăm toți. O să-mi iau înapoi ca să. Yeah, haide! Haide! Vreau casa mea. Ai și o culeț în casă. Da, vreau și eu casa mea. Monocivane, te întorci și tu înapoi. Bro, vreau și eu. Bă, vreau ghid turistic, că nu știu. Unde e Luca? Tu. Uite-l pe Luca, bă! Pe tine. Da, eu! Da. Tu. Da, eu! Unde e Luca? Mai în față, uite, aleargă pe acolo, vezi ce fericit e. Uite-l pe Luca, vină-mi cu asta, ce capăți. Mai salva Luca. Ce capaci îți dau. De ce mă enervezi? Vreau să știu ceva de final de serie. Stai, dați că dar ce se petrece aici? Bă, Dani, fără bătaie aici. Cine are casa mea? Aș vrea să știu și eu ceva așa de final de zi. Cine mi-a făcut baza aici secretă? Că e o bază secretă. Deci un perete de oameni. Dani a făcut-o. Cine vrea să Luca. Nu ceva. Vreau și eu să stau. Nu ceva, vreau și eu să stau cu tine. Vreau casa mea, cine are? Bă, sunt curios. Bă, vine cineva la un grătar? Da, venim! Și Luca unde are casa? Vreau și eu acasă la Luca. Vreau și eu la el. Stau cu tine. Liniște, că nu mai e casă. Locivane, dai grătar? Vreau casa mea. Nu mai e casă. Da, avem burger la grătar? Nu mai e casă, nu mai e. Burger la grătar? Bă, Dani. Burger la grătar, momentan nu. Avem burger la grătar. Trebuie să mă mut acasă. Luca, dar și tu aveai casă aici. Păi nu, stai puțin că eu vreau să vă fiecare ce aduce pentru grătar. Cum adică grătarul nu e gratis? Putem să-l aprindem cu asta dacă vrei. Bă, nu mai am nimic. Să-l aprindem cu asta grătarul. Au! Mamă, jumătate de inimă. Ia mă rogă la tu. Și eu vreau, Luca. Și eu vreau grătar. Hai că a venit. Mamă. A venit să pot pe grătar, băieți. Haideți. Hai toată lumea la grătar aici. Pune-te pe grătar, mă, și mamă, că am intrat. A venit cu carnea. Haide. Băgați muzică, mă, băgați muzică. Păi și foc la grătar. Ești cu căței. Așa vă dau eu foc la grătar. Nu, nu sunt polar. Nu, stai, Luca, nu. Stai că e meu. E ăla că ne mor. Da, bă. Mamă, grătar, bă. Avem carne de tutu tete. Mestei. Nu cred că ar trebui să-mi deranjați. Eu mi-am uitat ăla pe foc. Hai că mă duc. Mamă, ce pe aici, bradre. Mamă. Ce faci, bă, ăsta? Ia! Auzi, Sami, dacă simți ceva la spate, să știi. L-au și omoră, bă. Mă, ce se întâmplă aici? Mă, cine mă uit în baie? Hai, bă, nu cred că mai contează.